vă invit să deschidem scripturile la un pasaj extrem de cunoscut. păcina 945, Matei 18, versetele 19 și 20. Matei 18, versetele 19 și 20. Este un pasaj care îl surprinde pe Mântuitorul făcând o afirmație de o importanță maximă pentru noi. Ia auziți. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiește pe pământ să ceară un lucru care le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Dar de ce? Că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mișocul lor. Amin. Faceți-vă comordați și mei. Probabil până în seara aceasta, puțin dintre voi v-ați gândit să aplicați această afirmație a Domnului Isus vieții de familie. Um. Nici eu nu m-am gândit niciodată la o asemenea aplicație, până când într-o zi eram lângă soția mea, Atena, după o intervenție chirurgicală, ușoară de altfel, un apendice, și privind-o acolo, în salon, dintr-o dată, mi-a trecut prin minte acest pasaj, mă uitam la Atena, eram doar noi doi în salon, și atunci, ca niciodată, afirmația aceasta mi-a prins toate deculețele în el. Extraordinar, sunt eu cu Atena. Și dacă, dacă eu mă unesc cu soția mea, doi oameni se învoiesc pe pământ și cer ceva, tata din cer le va da acel lucru. Mi-am luat o bucățică de ertie dintr-un plic, am luat o bucățică și mi-am notat câteva gânduri. Însă le-am uitat, le-am uitat. Până zilele acestea când. Mă pregăteam să vin încoace la, la Timișoara și asta m-a determinat să vă împărtășesc câteva lucruri legate de puterea rugăciunii în familia noastră, a fiecăruia, puterea rugăciunii în familie. Ce-ar fi dacă ne-ar cere de Dumnezeu să scoatem o foaie de -te, uite așa, da, una, cât e asta, una cinci, și să scriem, mai întâi noi bărbații, că noi suntem capul, da, Noastră, să scriem ceea ce i-am cerut lui Dumnezeu dimineața pentru soțiile noastre. Să notăm. Apoi să îndreptăm spre soții. Și la cere să scrie pe bucată de hârtie, pe aceeași bucată, ce s-au rugat și au cerut Domnului pentru soții lor. Apoi cei care sunt părinți să scrie ce au cerut pentru pruncilor, începând cu el mare până la mic. Dar dacă vă cere vouă același lucru, oare ce ați scrie? Ce v-ați pentru tati, pentru mami? Pentru fratele mai mic? Pentru big brother? Pentru sora mai mică? Oare ce am scrie pe bucatea de hârtie? Ce am scrie? Adică, într-un cuvânt, ce ne-am rugat? Ce am vorbit cu Dumnezeu dimineața despre membrii familiei noastre? Știm cu toții că a ne rugat înseamnă a vorbi cu Dumnezeu. Luna trecută am fost invitat la o biserică mare din Târgu Muneș și spre surprinderea mea, două ori în viață am fost invitat să vorbesc despre divorț. Privată a fost într-o altă țară, când păstorul mi-a zis, frate Nelu, vreau să vorbiți despre divorț, pentru că în biserica noastră jumătate din membrii sunt divorțați și recăstoriți. Și vreau să ne spuneți biblic cum îi putem integra în viața domnicească biserici. Ăsta cu vreo 15 ani. Era o biserică din Elveția. Dar în România, luna trecută, într-o biserică mare, s-a frate, pe asta să mergi. Și am încercat să răspundem la o întrebare fundamentală. Adică, ce spune Biblia despre divorț? De ce ne frământă astfel de subiecte? Simplu. Pentru că se constată că în bisericile noastre evanghelice, pentecostale în cazul nostru, ne confruntăm cu asemenea probleme. Nu ne mai putem ascunde nu ne mai putem eschiva. Trebuie să găsim răspunsuri și soluții. Oameni tineri care, după un an de zile sau doi ani de zile, divorțează. Ce faci cu ei? Au 20 de ani, sub 30 de ani. Ce faci? Îi ții așa? Ei, de ce ne confruntăm cu astfel de probleme? Și noi, păstori, ne frământăm mințile, ne frământăm mințile și cercăm să găsim soluții. Sunt două cauze care generează divorțurile și tensiunile, că înainte um, de divorț sunt tensiuni, sunt uh, conflicte serioase. Două cauze. În două locuri le putem găsi. O parte dintre cauze vin din afara familiei, dar din exteriorul nostru. Și o parte din interiorul nostru. Eu o să vă spun o concluzie pe care am tras-o eu. Nu încerc să o impun la nimeni. Ce doar să vă provoc și să vă gândiți. Am constatat că toate conflictele și majoritatea covârșitoare a divorțurilor sunt cauzate de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și nu în exteriorul nostru. Este un pastor american, un tip mai ciudat. Le recomand să-l ascultați. Paul David Trip se numește, are câteva cărți traduse în limba română. Una se numește pentru părinți, simplu, pentru părinți, franc, pentru părinți. Când am cumpărat-o de la o librărie creștină, o singură afirmație de lui m-a convins să-i cumpăr carte, așa nume, am întâlnit, răsfăind cartea, următoarea afirmație în el. Pericolul din inima copiilor noștri este mult mai mare decât pericolul din lumea din jurul lor. Am scumpăr cartea asta că mă interesează. Ei, nu doar pericolul din inima copilor noștri este mai mare decât cel din afară, ci pericolul din noi, soți și din voi, soțiile, din noi, părinții, este incomparabil mai mare decât pericolul din exteriorul nostru. De ce? Pentru că în mintea noastră se fac și se desfac lucrurile. Din interiorul nostru se întâmplă lucrurile. Sigur, vin informații din exterior, le procesează creierul nostru, inima îl ajută, da? Știți că atunci când vorbește Biblia despre inimă, nu se referă doar la, la organul acesta care pompează sânge în organism, ci se referă la, la centru gândirii și a trăirii interioare, a omul lăuntric, cum îl definește Pavel în scrierile lui. Și atunci... Mm. Um, am încercat să mă uit la mine și la acest măjurul meu și am constatat că ce zice uh, trip este un adevăr fundamental. Și vom ajunge puțin și la acest lucru să-l vedem mai mai în extens -o un pic. Hai să ne uităm la câteva lucruri care aparent sunt banale. Voi la familia postmodernă, evanghelică, hai să ne uităm în cea penticostală să nu se simte cineva atacat. Nu i așa că în casele noastre am învățat mai nou și zic casele noastre și în casa mea să ne jucăm jocuri de familie. Cine are remi în casă în afară de mine? nu numai, numai, noi unul, doi, trei oameni avem remi în casă, patru. Oare e păcat la partea celui să ai remi, să joci remi? Noi avem remi în casă. Avem un joc foarte fain de recomand. Triominos. Wow, superb, superb, de logică, foarte, foarte frumos. Ne facem timp în familie să jucăm jocuri de familie. Schimbă, unu, păcălici pe vremea mea, era frumos păcăliciu. Um, noi așa petrecem timp în familie și ne amuzăm, ne uităm la filme creștine. Ce în afară de mine se mai uită din când în când, noi cam o dată pe an ne uităm cu atent la un film creștin. Cine se uită la filme creștine în familie, cine? dragă, cred că trebuie să vă dau jos de la învon. Sunteți oameni tare pocăiți, spune păstorul vostru. Ce-o spun într-un cuvânt? Am învățat în postmodernism să știm să petrecem timp împreună cu membrii familiei. Nu-i rău. Nu-i rău. Plecăm la restaurant împreună, mai spun și o Atenei lasă nu mai găti atât că ești mai harnică ca un, ca un de furnici. Hai să plecăm să mâncăm afară și noi, că am, am învățat de la american. Dar până să iei mașina din garaj, până să un restaurant, mai bine mâncăm bucate de slăină cu ceapă. În fine, dar e bine să petreci timp. Celebrăm uh, evenimente din familie, zile de naștere la copii, uh, la restaurant cu prietenii. Nu-i rău. Dați-mi voie să o pun câteva întrebări însă. Și aici poate că ridică mai mult spândea, dar nu trebuie să ridicați la asta. Câți dintre noi am cântat în familie, fără să ne audă vecinii, noi ce am biserică, am cântat o cântare noi cu copiii în luna aprilie, nu ridicați mâna, câți am cântat o cântare domnicească. Câți dintre noi tații am zis... Dragii tati, nevastă dragă, hai să citesc un psalm și apoi să ne rugăm în România cu psalmul acesta. Câți dintre noi în luna aprilie ne-am încăs celularele, toți am aruncat device într-un dulap, nu la noi, și am zis hai să ne rugăm acum pe rând în familie, cât s a făcut asta? Hai să pun o întrebare un pic mai grea. Câți dintre noi dimineață, când a venit la serviciu sau am plecat în călătorie, am zis soției noi, bărbații, draga mea, te rog, cere binecuvântare Domnului pentru mine astăzi. Plec în călătorie. Știu dacă mă mai întorc. Plec la serviciu. Câte dintre surori ați spus astăzi, înainte să ce bărbații, hei, hei, iubitul să hey, hey, iubitole, stai, nu pleca, nu pleca. N-ai pus mâna pe mine și nu mai bine cuvânta Și nu te rugat pentru mine. Cu alte cuvinte, câți am făcut din a ne ruga împreună în familie un obicei cotidian, un obicei zilnic? Câți dintre noi? Probabil mulți în biserica voastră, că și voi sunteți mulți, sau poate puțin. Cât că ați înțeles ideea, postmodernismul ne-a învățat un lucru foarte ciudat, că e bine să petrecem timp în familie și ca familie, dar nu ne-a mai spus cum să petrecem timpul acela. Se -mi minte când mi-am curtat soția, aproape 40 de ani, am plecat la Galați, am zis în familia stată și socrul meu, un tip cu voce de bas, a zis, acum luăm Biblia, frate Nelu citește unde se deschide, după aia a zis, cântăm o cântare în cinstea Domnului și apoi ne rugăm. M-a lăsat așa. Eu am mers cu alte interese acolo, să-i cer fata de nevastă, nu să mă puneți cu un cuvânt unde se deschide Biblia și să ne rugăm, să cântăm o cântare dovnicească, o cântare foarte veche, mai veche decât socrul meu. Ei, unde se mai întâmplă asta în casele noastre? Adică ei aveau un altar de rugăciune. Discutam cu Atena Zilese despre vremurile acelea care au cam dispărut din casele noastre. Și apoi ne întrebăm, ce e cu tinerii ăștia? Nu se mai înțeleg. Au bani de stoi, au case frumoase, au geaburi bine plătite. Oare, care e problema? De ce nu se înțeleg? Am tras o concluzie care pe mine un pic m-a speriat și poate pe voi nu vă sperie. Am constatat că cea mai intimă legătură între doi pământeni nu este legătura uh, sexuală prin mariaj, nu e relația intimă fizică, ci este unirea duhovnicească în rugăciune. Adică dacă reușești cu soția ta sau cu soțul tău să atinge acel nivel de intimitate care să te poți ruga cu ea, să te poți ruga cu el, să te poți uni, cum spune Hristos, dacă doi se învoiesc, da, să cazi de acord și într-un context în care se urește spre disciplinare acolo, în Matei 18, imaginează că ai un conflict cu soția ta, că este inevitabil uneori conflictul. E fantastic să poți să te unești cu ea sau cu el, să te rogi să cer lui Dumnezeu înțelepciune și putere să rezolvi conflictul acela înainte să pune soarele peste voi. în fapte 2 cu 42 spunea că la o cuvântul foarte clar că biserica primară stăruia în învățătura apostolilor, adică era unită în aceeași învățătură, aveau aceeași de dovnicească, da? aceași doctrină, ce o să-și armonizeze, apoi în legătura frățească, pentru că e foarte important să ai frați și surori când încerci să înțelegi adevărul apostolic, apoi înfrângerea pâinii. Dar cea mai adâncă formă de comuniune în Biserica Lui Hristos este rugăciunea. Adică să te unești la nivelul Duhului, la ceea ce transcede aspectul și dimensiunea fizică a vieții pământești. Când duc asta în familie, merită să mă sperii pentru că eu constat, vorba unui coleg de-al nostru pastor, de cea bainelule, mi amintesc când eram copil, familia se ruga și noi adormeam la rugăciune și mă lua tata și mă punea în pat dormind și ei se rugau. Astăzi, ce mi-au prunci Că dorm la televizor și îi pun în pat și le opresc tv sau device electronic, tableta sau jucăria asta electronică. Se constată un lucru pe care noi îl, îl vehiculăm, da? îl verbalizăm, dar e greu să-l trăim. Se spune că cine se roagă împreună, rămâne împreună. Oare câți dintre noi, credincioșii, că despre noi este vorba, reușim să menținem această unitate cu soția sau soțul la nivel duhovnicesc, adică avem libertatea și transparența să ne rugăm unul cu altul și unul pentru altul. Și atunci când suntem atenți și ne uităm la viața de familie, tragem o concluzie care trebuie să ne pună pe gânduri. Ce nume? Viața de familie este în cea mai mare măsură consecința rugăciunilor noastre. Din casă, nu din biserică, cred că am ați înțeles bine. Am întâlnit probabil ca și voi oameni, ai rugăciunii pe care i-auzi în public cum se roagă și te umilesc efectiv. Cazi pe gândul, zici, mă, de unde atâta har și putere? Și cum, de unde are omul ăsta atâtea resurse? Cum se poate ruga așa de mult? Și constați că oamenii aceștia în familie nu se roagă. Bărbați care sunt foarte vocali în rugăciune, la serde, rugăciune prelungite, la stăruințe, la întâlnirea bisericii. Dar acasă? Poate la masă scurt. Dacă mănâncă împreună cu soția și copiii, că uneori nu are timp, merge în lucrare, mănâncă mai repede, mănâncă mai târziu. Sau și mă întreb uneori când aud cântăreți foarte foarte cunoscut și cu voci speciale, cum cântă la concerte și în bisericii noastre și mă întreb uneori așa că omul, ori oamenii aceștia au momente când se închid în baie sau în dormitor sau în birou și uită de membrii familiei și se închină lui Dumnezeu și îl norează, fără să aibă spectatori și laicuri. Like uri Vreau să pun acolo telefonul și să-și facă un, un clip. Efectiv, să închidă toate canale de conectare cu exteriorul, să se închine lui Dumnezeu în duc în adevăr. Cred că sunt, cred că sunt, cred că sunt, așa -i? Ei, când noi la viață de rugăciune a familiei și din familie, când văd cât e de important ce spune Hristos, că dacă un soț și o soție, adică dacă doi dintre noi se pot învoi să ceară ceva lui Dumnezeu, le va fi dat, înseamnă că trebuie să regândezi viața de familie. Și mare întrebare care aș spune, este, bine, Doamne, dacă Tu îmi promiți asta, oare cum ar trebui să mă rog? Pentru aia să recunoaștem, avem fiecare dintre noi începând cu mine, uh, membri ai familiei care suferă poate de dizabilități. Eu mă nepoțin că vă face șase ani anul acesta, nu mă vede bine are șase ani, Lois. Nu stă în fundel încă mamelor. Nu zice mama încă și are șase ani, nu șase luni, bine s-a auzit. Le rugăm dinainte de a se naște pentru ea, pentru că știam că va fi cu probleme. Și pare că Dumnezeu nu răspunde cum vrem noi. Atunci ce nu-i bine cu noi? Ce el oprește pe Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre din familie. Nu-i normal să vreau o viață din abundență pentru nepoata mea. Aveți și voi, probabil, suferințele voastre, cu siguranță. Și atunci, în mintea mea, s-a născut o frământare pe care vreau să vă împărtășesc în această seară. Și o să citesc din Luca 11, primul verset. care restul știți voi. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit, adică într-un anume loc. Când a terminat rugăciunea, unul din și lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Mă opresc aici, mă opresc aici. Ei au fost influențați de rugăciunea lui Isus și impactați de felul în care eu am putut să o și am bățat ucenicii și a zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. De ce n-au zis, ucenicii prin purtătorul de cuvânt, nu știu cine a fi fost, nu spune textul, probabil Petru, îndrăznețul, probabil nu. De ce nu au fi zis, Doamne, învață-ne să predicăm ca și tine? De ce? Se pare că au văzut ucenicii că atunci când Domnul Iisus, învățătorul lor, cere ceva, se întâmplă ceea ce cere Iisus. L-au văzut că dispare din mijlocul lor și se refugiază undeva în munte. Avea un loc unde se ruga, dar se ruga uneori câte o noapte întreagă. Adică Domnul Isus se ruga așa ca nimeni altul. Sigur ne surprinde impactul pe care l-a avut în societate și în lume până astăzi. Dar noi uităm viața de rugăciune la Isus care este incomparabilă cu unui pământian. Uite că ucenicii au fost, au fost foarte afectați, au zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și vreau să aduc în familiile noastre modelul de rugăciune pe care Domnul Iisus îl oferă ucenicilor și prin ei nouă. Și să vedem dacă ne rugăm așa în casele noastre. Și așa se naște rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru, așa e, pe care o știm cu toți, este cea mai folosită rugăciune de către creștini. Miliarde de oameni se roagă sau ruga și se roagă rugăciunea Tatăl nostru, însă Vreau să vă spun că, din păcate, este cea mai puțin înțeleasă rugăciune. Mulți creștini folosesc un fel de formulă magică. O rostesc, povestea cineva, că mărturisindu-și păcatul la un preot, i-a dat ca pedeapsă să rostească de zeci de ori rugăciunea asta. Da, ca o pedeapsă, ca o penitență. Și să ne uităm dacă să verificăm rugăciunea noastre. Oare ne rugăm în armonie cu rugăciunea aceasta? Ne rugăm așa noi ca soți, voi ca soții? Ne rugăm în casele noastre așa? Pentru că este un model suprem de rugăciune. Dar chiar dacă nu cu aceste cuvinte, Hristos Domnul, când oferă acest model de rugăciune, ne învață un lucru fundamental pe care trebuie să-l priceapă orice creștin, orice frate și orice soră Domnului Iisus anume, în că întotdeauna când ne rugăm, noi trebuie să ne rugăm în armonie cu voia expresă lui Dumnezeu, că rugăciunea ne aduce pe traiectoria ascultării de El, că rugăciunea ne aliniază la planurile lui Dumnezeu, care sunt planuri cosmice, că trec dincolo de intențiile, de dorințele, de așteptările noastre. Și rugăciunea aceasta are două părți. Simplă rugăciune. În prima parte vă vedea Hristos Domnul ne învață să ne concentrăm atenția când vorbim cu Dumnezeu pe cine este El și pe intențiile Lui pentru noi orice ne-am fi. Și aveam partea a doua să ne concentrăm atenția pe cine suntem noi și pe intențiile noastre. Și hai să ne uităm un pic, trecem rapid pe această rugăciune și o aplicăm în familiile noastre. Și vreau că, în primul rând, în această rugăciune, Hristos Domnul învață pe mine și pe orice frate a lui și sora lui să-mi concentrez atenția când vorbesc cu Dumnezeu, când mă rog, să învăț cine este El și ce intenție are El. Și auziți cum ne învață Domnul. Voi când vă rugați să spuneți așa, Tatăl nostru care ești în cerul. Acum, eu ca și tată pământesc, mă rog pentru familia mea și îmi dau seama că Relația mea cu Dumnezeu este una de dragoste. El îmi dă voie să-i spun tată, să-i spun tată, vă amintiți că de-abia după învierea Domnului Iisus și spune la Maria, Maria, du-te și spune la frații mei. Prima dată, după învierea Domnului Iisus, îi numește pe cei frați, pentru că jertfa, crucea, luarea păcatului asupra lui și plătirea păcatului integral prin moartea și învierea lui Hristos, aduce oamenii într-o relație de familie cu Dumnezeu și cu Hristos, da? Adică noi suntem copii de Dumnezeu, fii și de Dumnezeu și frați și soror de cruce cu Hristos. Deci când zic, tată care ești în ceruri, aduc automat familia mea într-o relație de dragoste, știu că Dumnezeu este tată. Nu încep zicând, Doamne, Dumnezeule tot puternice care ai creat, mare O uscatul, poți să încerci să-i impresionezi pe frați. Nu, 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 Domnul Iisus este foarte pragmatic, tată care ești în ceruri. Ia uziți când mă rog pentru familie, pentru membrii familiei, Hristos Domnul mă învață să mă concentrez ca și purtător de cuvânt al familiei mele pe cine este Dumnezeu ca tată și apoi auziți, sfințească-se numele tău. Dar unde să se sfințească, dragii mei? Că Isaia când îl vede spune că acele ființe celeste, ziceau, sfânt, 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 este domnul oștilor, ce cera, ce este și vine. Cum pot sfinți eu numele Lui Dumnezeu? Ei, când vin cu familia înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg că e fundamental pentru mine, ca numele lui Dumnezeu să fie ridicat deasupra oricărui nume în casa noastră. Nu copilul este regele casei, nu bărbatul este regele casei, nu soția, că e emanciparea femeia a dus-o mai sus decât bărbatul, nu, nu, nu. Ci numele lui Dumnezeu, tatăl nostru al fiecăruia dintre noi, membrii familiei, trebuie să fie onorat, înălțat, pus deoparte, asta mă sfințit, să fie glorificat în familia noastră, adică el să fie cinstit ca cel mai înalt nume. Și ar să vine aici cu, cu, ceea ce spune atât de bine uh, Apostolul Pavel în Corinten 6, 19, merită să citesc. Este o afirmație extraordinară care, care, mă învață cum să îl percepe Dumnezeu ca și uh, cel ce merită da, sfințiria în casa la mea, zic, unul Corinten 6, 19, uh, nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați, că s-a plătit un preț enorm pentru voi, deci dacă nu mai suntem mai noștri, ci ai lui Dumnezeu, ziți, în consecință proslăviți sau glorificați pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Adică atunci când mă rog, zic, Domne, în casă la mine, Așa că numele tău să domine, să fie sfințit, să fie înălțat în gândirea noastră, în trăirea noastră, în acțiunile noastre, în reacțiile noastre, în comportamentul nostru, în dorințele, în planurile, până și în concediile noastre. Și Apostolul Pavel vine și spune unul intenție 10 cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți ce? Orice altceva. Am, sintagma, orice altceva, este clară. Adică orice aș face în casă la mine, în relație cu soția mea, cu soțul tău, cu copiii, cu părinții, fie că mănânc, fie că beau, fie că fac orice altă acțiune, da? Să fac totul, ia zis, pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Atunci, cum mă rog dimineața, Doamne, așa ca tot ceea ce fac astăzi, acțiunea mea, gândurile mele, relația cu soția mea, să în alții numele tău, să te glorifice, să te sfințească în relația noastră de familie. Asta e prioritatea rugăciunea mea. M-am rugat așa dimineața oare? Te-ai rugat așa dimineața oare? Oare ce înseamnă sfințirea lui Dumnezeu în numelui Lui în familia ta și în familia mea? Oare, acum să închezi eu de azi, mai sunt câteva ceasuri a fost sfințit numele Lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, în casele noastre astăzi. Dacă nu avem timp de pocăință. Doi, auziți, vorbeam despre cine e Dumnezeu și interesele Lui. Primul interes al Dumnezeu este ca numele Lui să fie sfințit pentru că merită. El este sfânt pe tot pământul, da? Doi, auziți, vine împărăția ta. Dar ce înseamnă asta? Oare câți dintre noi ne-am rugat dimineața și a spus, Tată, am copilul ăsta care este un rebel, e departe de împărăția ta. Adu împărăția ta, instaurează -o în inima lui. Vorba lui Piper, la Nelu, într o într-un mesaj, zice, Doamne, și eu am două inimi de piatră la copiii mei, el micul care pe TikTok știi că are milioane de followers, aproape. doamne, am și eu două inimi de piatră în casă, transformă în inimi de carne, celebrul Piper, da? Oare ai spus Domnului, Doamne, aș vrea ca pentru băiatul meu care e de o inteligență specială, Doamne, aș vrea ca împărăția ta să domine gândirile lui, aș vrea ca Hristos împăratul să pătrundă în gândirea lui, să-i domine creierul, universul gândirii și trăirile lui interioare. Pentru că a cere să vie împărăția lui Dumnezeu, în Dumnezeu, primul rând, înseamnă a cere să-și instaureze Dumnezeu împărăția în gândirea mea să pricep ce spune Hristos, că cine nu cu El este împotriva Lui, nu are altă opțiune. Cine nu e cu mine, e împotriva mea. Cine nu adună cu mine, ce face? Împraștie, risipește. Și atunci, mă rog eu pentru membrii familiei ca împărăția lui Dumnezeu să se instaureze în inimile, în mințile, în viețile membrilor familiei mele, a soției, a soțului tău, a copiilor noștri. Sunt interesat ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă în familia mea? ce interese am? Ce m-am rugat? Ce am spus lui Dumnezeu? Dar mai înseamnă ceva. Când mă învață Hristos să zic, vie împărăția ta, mă învață și să zic, Doamne, instaurează-ți împărăția aici pe pământ cum ai promis. Hai să vă pun o întrebare, iarăși, eu pun multe întrebări că când ne l-am învățat cu asta, învățăm de la Mântuitorul. El a pus multe întrebări ca să ne determine să ne punem rotițele creierului de mișcare. Uh, nu ridicați mâna sus, Câți dintre voi a zis astăzi, vină Domnul Iisus, vină Iisus, măcar o dată. Acum, hai să vă spun, numai cine poate să zică așa. Apocalipsa spune în felul următor. Și Duhul Sfânt, și încă cine va zice așa, cine mai zice așa? Mai tare. Și si Duhul și să zic, vino, Doamne, vino! Pentru că iubita, biserica își așteaptă iubitul să vină să-și instaureze împărăția, domnia lui aici. Ori m-am rugat ca să zic, Doamne, așa că împărăția ta să vină să cucerească lumea aceasta, că ne-am săturat de, de, lumea asta care zace în cerul. Avem promisiuni, de exemplu, aprilisa 11 cu 15, când Hristos va veni și va pune mâna pe împărăția acestei lumi și va domni cu Tatăl și va pune la punct societatea umană. Oare Mă rog, m-am rugat vreau să zic, Doamne, vie împărăția Ta, păi să sunt interesele macrocosmice ale Lui Dumnezeu. Mă rog ca familie să se împlinească această dorință, acest proiect cosmic al Lui Dumnezeu. Sau pentru ce m-am rugat? Pentru împărățiile mele? Trăim într-o lume postmodernism. Cineva numește de perioada aceasta postcreștinism. Și e ciudat, avem biserici multe, avem programe uh, sofisticate și multe, Însă ora Domnului Iisus Hristos, când va veni, fiul omului va găsi el ce? Credință pe pământ. Niciodată nu s-a investit atât de mult în promovarea lui ca astăzi. Niciodată! Pentru că numele privat, sinele, intră în competiție cu numele lui Dumnezeu. Vrem sfințirea numelor noastre. Vrem să fim celebri. Vrem să fim vedete. Vrem să avem like extraordinare. Vrem să fim cineva. Adică asta înseamnă simplu, biblic, idolatrie. Și în timp ce o societate promovează sinele, nici atunci nu au fost date seminarii, cărți, studii despre promovarea sinelui și despre dezvoltarea personală. Și doamna, că în contextul ăsta, Hristos Domnul ne avertizează să sfințim numele Lui Dumnezeu în al nostru. Niciodată nu s-a invitat așa de mult în împărățiile private, personale. Niciodată nu n-a cunoscut o extindere acestor împărății, acestor... Um, Hai să le numesc afaceri private. Vorbim de globalizare, de companii multinaționale. Vorbim, 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 vorbim de, de vipuri și de bani foarte mulți și la pocăiți mai nou. Și uite cum împărățiile noastre personale și private intră în conflict cu împărăția lui Dumnezeu. De ce îmi spune Hristos să chem zilnic să vină împărăția? Tocmai ca să mă detașez de împărățiile pe care ochii mei le văd în fiecare zi și sunt atras de ele. Deci, cine are în el Duhul Sfânt, nu el, ci Duhul Sfânt din el, zice, amin, vină-o, Doamne Iisuse, vină-o, Doamne, și pune la punct lumea asta. Familia trebuie să promoveze interesele lui Dumnezeu, nu interesele private ale vreunui membru al familiei, oricine ar fi acest membru al familiei. dați mi mai, dați voie să... Vă invit să degustăm ceva. Ce sigur, e greu să degustăm ce spune Pavel. 1, Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9 și 10, iau zici. 1 Corinteni 2, 9 și 10. Pavel spune așa. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima, în sensul de mintea omului, la creierul omului, nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Adică noi ne putem imagina, nu avem o gândire suficient de sofisticată să putem să ne imaginăm ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în Hristos în Împărăția Lui. Vestul 10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul Lui Dumnezeu cercetează totul, adică investigează totul, ca și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. De deci, e fundamental să mă las tras de Duhul în proiectul Lui Dumnezeu să zic, vie Împărăția Ta și trei. Poate cel mai greu lucru pentru mine e să zic, Tată, facă-se voia ta. Facă-se voia ta în casa noastră. E greu să zici, facă-se voia ta. Când ai un copil bolnav, când s-a în când ai un copil rebel care se ocupă de droguri, când îți spune în față copilul, să știi, sunt tateu și are 20 de ani sau 30 de ani. Tată, tu cu biserica ta, lasă-mă în pace. E foarte greu să te rogi să zici, Doamne, dacă se voia ta în casa mea. Foarte greu. Tată, nu știu ce plan ai cu rebelul ăsta de copil, nu știu, îl iubesc, cum ai iubit tu lumea și o lumea asta, să dat fiul să moară pentru mine și pentru rebelul meu de copil. Habar n-am cum să mă port, dar fie să de copilul meu. Doamne, nu știu ce intenție ai. Soțul meu este bolnav, soția mea are o boală terminală. Nu știu ce plan ai, Doamne. Am o persoană cu dizabilități pe care o întrețin. domne. ce plan ai, ce voie? Care-i voia ta? cea bună, plăcută și perfectă. Oare cum ne rugăm frații și surori în familie să te rogi așa, trebuie timp, nu-i așa? Îți trebuie timp. Dar te rugăm înseamnă a vorbi cu Dumnezeu și, în primul rând, până acum, rețineți, noi vorbim despre interesele lui Dumnezeu în casa noastră. Uneori o suferință, o neputință, un handicap, o disabilitate este necesară pentru dezvoltarea familiei și pentru... Uh, așezarea familiei în voi lui Dumnezeu și pentru modelarea caracterului Hristos în membrii familiei. Am vorbit cu oameni care întrețin persoane cu dizabilități, copii în speță și ai mai dureros și au zis dacă nu avem copilul acesta, cred că l-am rasna cu familia. Dumnezeu pentru că ne vrea cu gelozie pentru sine, uneori în din viața noastră anumite suferințe pe care nu ni le-am dorit și pe care am vrea să le evităm cu tot ceea ce știm. Dar amintiți-vă ce spune Hristos Domnul Înghețima, Tată. Dacă n-ai altă soluție, dacă nu se poate altfel, facă-se voia ta. Oare cum ne rugăm? Am trăit oameni, cred că și voi, nu vă spun noutate, care pentru că Dumnezeu n-a intervenit și n-a răspuns la rugăciunea că au vrut ei, au plecat, au fugit de Dumnezeu, a luat o rasnă, s-au lepădat de Domnul. Oare ne rugăm, frați și sorori, în armonie cu aceste planuri eterne lui Dumnezeu? Care contează? Voia mea, uneori e atât de diferită, vorba lui Isaia, Așa cum cerul este departe de pământ, așa e voia noastră, voia, de voia Lui, planul nostru de planul Lui. Oare suntem gata să spunem, Doamne, interesele Tale sunt mai importante, planul Tău este mai important, voia Ta să domine căsnicia mea, e mai importantă voia Ta, Doamne, oricare ar fi prețul pe care să-l plătesc, pentru că Dumnezeu oricum ne pregătește pentru prețul pe care să-l plătim. Deci... Când au zis ucenicii în basme să rugăm și când cerem Domnului și noi să ne înveți să ne rugăm în familie, așa trebuie să gândim rugăciunea. Și apropo, nu știu dacă v-ați gândit că după rugăciunea Tatăl nostru, în textul din care am citit-o, pentru că o găsesc și în, și în Matei, vine Domnul Iisus Hristos cu o pildă, și consecința pildei este una uimitoare. I -a auziți, Luca 11 cu 18. Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu atât mai mult, i o zis, Tatăl vostru din cerul vă va, va da ce? Va da ce? Ce va da? Dosfânt. George cer. Dar o dragă pentru mine a fost o revelație când am înțeles că a stărui după Duhul Sfânt înseamnă a stărui să mă așeze Dumnezeu în planul Lui, să mă alinieze la voia Lui, la interesele Lui, să-i zic zilnic. Și de când am înțeles zilnic, zic, Doamne, vie împărăția Ta, instaurează împărăția și fă -mi și mie parte de ea. Asta înseamnă să stărui, să fiu imbibat în Sunt adică să fiu aliniat la planul lui Dumnezeu cosmic pentru mine și împărăția lui, pentru mine și familia pe care mi-a dat-o și de care sunt responsabil. Și după ce mă rog așa, sigur că flămânzesc. Și apoi vin, vine partea a doua rugăciune, cine sunt eu și ce interese am. În primul rând, da, vedem pâinea. Pâinea noastră, ce toate zilele. Ce înseamnă să cer pâine? Doamne, am nevoie de un job. Bun. Copiii mei au nevoie de o școală bună să-și câștige pâinea în mod cinstit. Și ce înseamnă să cer pâine? Să cer și un spațiu unde să locuiesc cu familia mea. -am să am resurse să deschiria. Să asigur o viață decentă copiilor mei în așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Și aici tare mult îmi place ce spune numai lui Dumnezeu. Uh, Haideți să-l ascultăm împreună. Proverbe 30. Pro Proverbe 30. O să recunoașteți afirmațiului lui, pentru că este și asta celebră, trebuie să o știm. Versetul 8, partea a doua și apoi nouă. de auziți. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea de care am nevoie, pâinea care îmi trebuie. Extraordinar. Dar de ce? De ce mai agur? Păi ca nu cumva în belșug să mă lapă de tine, să te abandonez, să zic cine-i domnul, că sunt independent financiar. Sau ca nu cumva sărăcie să fur și să iau un deșert, numele Domnului. Doamne, dă-ne pâine de care avem nevoie. Nu geaburi care să ne extenueze la maxim. Care să ne fure tot timpul. Să nu avem timp nici de tine, nici de soție, nici de sos, nici de copii. Doamne, păzește-mă de carierism. Doamne, dă-mi pâinea de care am nevoie. Și mi-o dă ca în somn. așa -i? A doilea lucru, creație, de natura noastră umană, ne și ne iartă nouă greșelile, Doamne, câte nu greșim. Și interesant, în primul rând, când mă rog așa, mă gândesc la natura mea păcătoasă, Doamne, iartă-mi greșeala mea, că spuneam mai devreme, că toate situațiile din casele noastre, certurile, tensiunile și... În cele multe ocazii, divorțul este generat de ceea ce se întâmplă în noi înșine. Deci Iacov, la un moment dat, de unde vin certurile acestea? De unde vin? din poftele voastre, pentru că voi pretindeți ceva din cauza egoismului nostru și nu obțineți. Când în noi sunt tensiuni pentru că nu avem ceea ce credem noi că ni se cuvine, ceea ce pretindem noi, apar tensiuni atât de puternice încât refulăm, da? ne exteriorizăm și punem vina pe oricine. Nu, no, pe noi ne protejăm, da? Și atunci zicem, iartă-ne greșelile, Doamne. Iartă-mă pentru felul în care am vorbit cu soția mea. Iartă-mă că mi-am ignorat copilul, părintele care e întreținerea mea și care mă irită. Foarte importantă rugăciunea aceasta să, să vin la mine însumi și să las pe Duhul Sfânt să mărate arate cine sunt pe dinăuntru și ce mare nevoie am de iertarea lui Dumnezeu. De iertarea lui Dumnezeu. N-are rost să zic, Doamne, iartă-o pe nevastă mea, schimbă inima nevestei mele, nu, 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 ci trebuie să zic, Doamne, ceva se întâmplă cu mine. Ceva nu e în ordine cu mine. De ce nu rezist presiunilor din afară? Doamne, schimbăm inima. Și dacă l-aș cita pe oare mi, mi place mult ce spune el când zice că inima oricarei probleme este o problemă inimii. Adică inima mea îmi dă de furcă. Problema din exteriorul meu e problema inimii mele pentru că nu știu să gestionez ceva, e cu mine, că nu știu gestiona criza aceasta. Nu e devine soția, nici soțul, nici copilul ăsta, chiar dacă e un rebel. Unde am greșitoare? Ce nu știu gestiona în criza aceasta? Și îmi place așa de mult ce spune Ioan în prima lui epistolă, capitolul 1, versetul 8 la 10, Dacă zicem că nu avem păcat, acum când predic, dacă spun că l-am păcat într-un mincinos, dar dacă mărturisesc păcatele, el e obligat să mă ierte. Extraordinar. Asta înseamnă că din ce Că e obligat să mă ierte. Ca o consecință a că lui față de mine în Hristos. Apoi, și cu asta închei, zice Domnul Iisus, vei când vă rugați, atenție în familie, să spuneți, nu ne duce în ispită. Adică nu ne lăsa să cădem în ispită, sub presiunile ispitelor, ci izbăvește-ne de cel rău. Se aici, frați și surori, nu văd ceva mai, mai, fascinant și mai încurajator pentru un om care înțelege valoarea rugăciunii și puterea în familie decât promisiunea lui Pavel din, din Romani 8, unde spune așa, când, când înțeleg cum trebuie să mă rog, înțeleg că de partea mea am două puteri inimaginabile, auziți, Romani 8 cu 26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Până în seara asta n-am știut. Dar însuși Duhul, adică Dumnezeu Duhul Sfânt, i zis, mișlocește, mediază pentru noi cu suspine negrăite. Două Sfânt este acolo în noi și mediază, insistă, suspină pe lângă Dumnezeu să mă aliniez la planul lui, să se întâmple voia lui în viața mea. Și în lucru, încă un lucru, la fel, de fascinant, spuneam că sunt două puteri teribile, două sfânt și mai am o promisiune în același capitol. Și anume, uh, iau zice, spune cuvântul în versetul uh, 33. Cine va ridica pără împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care socotește ocotește Cine va condamna? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și în și adenție. Stă la dreapta lui Dumnezeu. Și ce face acolo la dreapta lui Dumnezeu? Eu zice, face acolo mijlocește pentru noi, atenție. două Sfânt în mine pledează cauza mea înaintea lui Dumnezeu, cauza mea și a familiei. Adică încearcă să mă determine înaintea lui Dumnezeu să mă alinez la planul lui Dumnezeu pentru mine. Să sfințesc numele Lui în casă la mine, da? Să invoc venirea împărăției, să uh, cucerească familia mea, nu doar pe mine. Și voi Lui să se aplice cum se întâmplă în cer și la mine în casă. Și încer la dreapta Tatălui Hristos Domnul, ca mare preot, mediază aceeași cauză pentru mine. De aceea, Pavel vine și mă, mă uluiește. Ia vă ce spune. 1 Corinteni, capitolul 10 cu 13. Când înțeleg ce se întâmplă în mine prin lucrarea Duhului Sfânt, care e una tainică, invizibilă. Și ce se întâmplă în cer prin medierea acestui mare preot, care cu sângele lui mediază iertarea mea și protecția mea. Uitați ce îmi spune Pavel și asta mă, mă pune jos vorba unui prieten de meu. Singura cădere în pocăință e căderea pe gânduri. Și stai acolo, puneți bine mintea la loc. 1 Corinteni cu 13 spune așa, iau ziți, nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Extraordinar! Dacă mă uit în trecut și zic, Doamne, de atunci a fost prea mare puterea ispitei, Domnul spunea, nu e adevărat, delule. Niciodată, frate și soră, Dumnezeu, Tatăl tău, nu a permis să fii ispitit peste puterile tale. Păi noi care suntem răi, vorba Domnului Iisus ca și părinți, punem poveri prea grele peste pruncii noștri, niciodată. Dar aminte, Tata care este bun, prin excelență. Deci când noi l la trecut, n-are rost să mă să zic, a fost prea grea ispita, a fost prea mare tentația, Trebuie să zic, Doamne, iartă-mă că am greșit. N-a fost prea mare. Mai mult, Pavel. Și Dumnezeu care este credincios, i-au zis, nu va permite să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și până cu ispita, atenție, până cu ispita, la pachet a pregătit și mișlocul ca să ieșiți din ea să puteți puteți care e mișlocul? Tocmai mișlocerea de a Duhului Sfânt și al lui Hristos, mai ales pe lângă Tatăl în ceruri. Și așa să ne înțelegem. Când ne propunem să ne aliniem la planul lui Dumnezeu și prin rugăciune îl solicităm pe Dumnezeu să ne armonizeze gândirea cu planul lui, tot cerul ne asistă. Când o familie redescopere sau descopere puterea rugăciunii, este imposibil ca vreo forță din cosmos să rupă acea familie. Este imposibil când Duhul mediază pentru familia aceea, când Hristos Domnul, la dată Tatălui intervine, nu îmi spuneți că este cineva mai puternic. Pentru că Domnul Iisus va afirma după înviere, toată puterea mi-a fost dată sincer și, și pe pământ. Și unde pui faptul că noi nu avem de luptat unii cu alții, cu carnea și cu sângele, ci cu puteri demonice cu forțe, cu autorități demonice, ce șanse avem să biruim? De ce familia arată cum arată în halul ăsta și ne pune pe gânduri și ne sperie? Pentru că familiile noastre au uitat unele de mult marea putere a rugăciunii. Am mutat rugăciunea din casele noastre în bisericile noastre, cum am mutat și cântecul și am mutat și alte discipline spirituale. Dacă vrem să avem familii puternice, într-un context în care diavolul se, se luptă într-un mod uh, atât de, de crun să distrugă familia, singura noastră șansă de a rămâne în picioare ca familie este să readucem în casele noastre forța teribilă a rugăciunii, puterea rugăciunii, Adică să învățăm să ne rugăm în armonie cu intențiile, cu scopurile lui Dumnezeu, să căutăm mai întâi împărăția lui pentru noi și membrii familiei, cât despre cealaltă lucruri. Hrană îmbrăcăminte, parteneri de căsătorie, job, Dumnezeu se ocupă de asta. Sunt lucruri mai puțin importante decât cele grandioase. Mulțumesc Domnului pentru ceea ce mi-a spus mie în seara aceasta și vă mă bucur că am putut să o vizitez și că inima lui Nelu a fost deschisă. Mă bucur că locul acesta este o poartă a cerului și rugăm pe Dumnezeu să îngăduie cât mai multor inimi să intre pe poarta cerului nepărăția în lui, înțelegând ce har avem să vorbim cu el cât vrem noi în fiecare zi, folosim puterea rugăciunii prin Duhul și zic, Doamne ajută! Amen.